repede, da? Cu capul sec ne-am acomodat deja. Doamna Stoica, dumneavoastră, ce credeți de fapt că e în spatele acestui turneu nemai întâlnit al președintelui Klaus Iohannis? N-am mai văzut oameni atât de bine integrați într-un safari, și când spun oameni, mă refer la președinția României, de la Nicolae Ceaușescu, care tot așa stătea într-o mașină de-asta în anumite destinații exotice. Vă rog! Păi nu e nimic, că m-am uitat la agenda pe care o avea și avea mai multe zile libere și avea o zi în care mergea la un liceu de fete, nu? Cam ăsta e programul pentru prima oprire, cel puțin. Mie mi se pare efectiv o sfidare ca în momentul în care în țară este un prăpăd economic, spitalele n-au medicamente oncologice pentru pacienți, n-au bani să plătească salariile medicilor, domnul președinte este ajutat, într-adevăr, de domnul Ciolacu, care tocmai a mai dat 7 milioane din fond de rezervă, să meargă în vacanță la plajă cu nevasta. Că asta face omul ăsta acolo. Nu reprezintă România în niciun fel, în niciun soi de relație comercială, că, după cum am văzut cu toții agenda, nu are niciun fel de întrevedere cu astfel de, nu știu, potențiali investitori în România sau parteneri de afaceri. Nu există așa ceva. E doar o vacanță foarte scumpă, din banii noștri ai tuturor, exact cum a făcut și în ultimii 9 ani de mandat, de până acum. Deci, fă-